curajul de a implementa aceste proiecte l-am luat din participarea în 2006-2007 la niște cursuri pe un program FARE, în care un scoțean ne povestea cât de frumos s-a dezvoltat Scoția în baza fondurilor europene. De aici am gândit eu că trebuie să aduc și în școală aceste fonduri europene ca să ajutăm copiii, să ajutăm comunitatea să se dezvolte. Proiectele Erasmus Plus au însemnat pentru noi un punct important pe cartea de vizită a liceului nostru. Bineînțeles, toată lumea s-a bucurat de aceste proiecte, care sunt foarte binevenite și au izvorât dintr-o necesitate, dintr-o nevoie a școlii noastre, aceea de a oferi tinerilor, elevilor noștri, un cadru adecvat pentru efectuarea stagiilor de practică. Pentru că mi-am dorit foarte mult să particip la acest proiect. Pentru a merge în proiect, elevii au fost elementul cel mai greu de convins, pentru că nu înțelegeau ce li se întâmplă, pentru că nu au fost niciodată prinși într-o asemenea activitate și nu știau unde trebuie să meargă. E ca atunci când ți se oferă să mănânci o prăjitură care n-ai mai mâncat-o niciodată și datorită culorii, care este un pic ciudată, datorită mirosului care nu este cel familiar de acasă, nu ai curajul să o gusti, deși toată lumea spune că e bună, tu spui, nu, eu nu gust, nu gust, că nu-mi place. Cam așa a fost la început propaganda pentru selecție. Mi-am dorit foarte mult să particip la acest proiect, doar că bunica nu a fost de acord, își făcea foarte multe griji pentru mine, fiindcă o să plec în afara țării, dar cu ajutorul unor prietene am reușit să o conving. Și așa am participat la proiect. Când m-am dus, m-am uitat la foi să văd dacă sunt selectată sau nu. Atunci a fost cel mai dificil. Am vizitat țara Turcia. A fost ceva special pentru mine. Am avut ocazia să zbor cu avionul, pentru că a fost prima oară și mi-a plăcut foarte mult. Am vizitat localitatea Chiutaia și acolo unde am avut ocazia să văd foarte multe ferme dezvoltate în domeniul agriculturii, cu numeroase animale. Și să știți că ei chiar trăiesc, dacă noi trăiesc această experiență la maximum. Dacă, eu știu, în vara, în momentul în care veneau la practică, unii dintre ei mai chiuleau. Ei bine, în momentul în care au fost anunțați că trebuie să meargă, să facă pregătirea lingvistică, să vină să pună la punct, au venit toți, nu au lipsit unul, veneau cu o oră mai devreme chiar. În Italia mi-a plăcut foarte mult ferma de vaci, fabrica de lapte, praf. Cum am curățat butașii pentru flori, trebuia să-i curățăm, să îi muiem pentru o soluție ca să poată prinde mai bine în pământ. Eu sunt pasionată de flori, dar uite că asta nu mi-a spus-o, abia acum mi-a spus. Lucru cu copiii, lucru cu elevii. Sunt elevi din familii diferite, din familii dezorganizate și trebuie să-i aduci la un numitor comun. Pe toți. Imaginați-vă că am plecat în Italia cu 15 copii, a cărui orizont nu era mai mare de județul Botoșani. Erasmus Plus este un program european care finanțează proiecte pentru elevi ca noi.